Vine meciul cu FCSB, se simte miros de praf de pușcă? Cu siguranță, va fi incendiar. Eu spun sincer, abia aștept să ajung la Arena Națională. Sper să ajung cu 2 ore înainte, pentru că sunt sigur că deja vor fi suporteri și va începe nebunia. Da. Crezi că are Rapid puterea să impună în fața FCSB-ului? Cu siguranță, au demonstrat-o. Au demonstrat-o. Ultimile 3 meciuri înseamnă 3 victorii. Exact. Dar... și cred că în astfel de meciuri este... moralul contează foarte mult și noi avem un moral foarte bun, pentru că deja ei sunt jucători profesioniști, nu se mai gândesc la ce s-a întâmplat la meciul de seară. Asta ți-o garantez. Deja tot focusul lor s-a mutat către meciul cu FCSB. Și e greu să treci cu vederea că, dacă nu mă înșel, ții minte că cu Craiova noi am avut acest impas. Nu puteam să câștigăm deloc cu cei de la... Da, cu ei, da. Așa ești, cred că se simt și cei de la FCSB. Că se gândesc automat, că vrei, că nu vrei, subconștient, te gândești că în ultimele 3 meciuri nu ai luat niciun punct. Da. Spune, eu privind prin prisma suporterului, vedeam meciul ăsta jucându-se în Giulești. Din punct de vedere al oamenilor din administrativ, sigur, e rețeta financiară, e respectul pentru ceilalți suporteri care n-ar fi, că e clar, capacitatea Giuleștiului nu permitea să vină cât suporteri ne doream. Dar tu ca jucător, nu fost jucător, tu ești Alex Ionita, atacantul, încă în activitate. Preferai Giuleștiul sau Arena pentru acest meci? Sincer, Giuleștiul, pentru că au demonstrat la fiecare meci jucat pe Giulești că acest stadion, nu știu, cumva le dă o energie nebănuită prin prisma suporterilor și cum este construit acest stadion, pune o presiune imensă pe adversar. Dar în același timp sunt sigur că nu va conta pentru ei, pentru că cred că va fi o atmosferă la fel de frumoasă și pe Arena Națională. Și dacă nu mă știu, ultimul meci pe Arena s-a jucat, da, nu? Când da. Am câștigat. Atmosfera clar va fi, însă eu cred că n-ai ca în Giulești aceeași presiune să simți cum să prăbușește publicul peste tine. Te face să simți o presiune imensă. Da, eu mai discut cu jucători de la alte echipe care vin în Giulești, n-ai, cunosc prin timpul petrecut în fotbal și toți îmi spun, și nu din politețe, spun, domne, este incredibil ce e aici. Da. Îmi spunea unul clar că chiar că intram pe, am ieșit din tunel și m-am trezit că când și eu imi rapidul, zic să n-audă el alți că mă înjură, știi? Da, este... ca o adicție. Da. Pentru noi, cel puțin în moment de față, suporteri, ceea ce se întâmplă pe Giulești este ceva incredibil și cred că și pentru fotbaliști, mai ales dacă îmi spui acum că și adversarii noștri simt nevoia de a cânta, simt plăcerea de a cânta, e clar că are ceva aparte acest stadion. Da. Nu doar pentru noi. Și de energie. Dovadă, ne gândim și la meciul cu UTA, când, chiar dacă am condus cu 2-0, la un moment dat părea că se clatină un pic eșafodajul. Da, a fost vreo jumătate de oră, da. Jumătate dar de oră după care iar... asta spun, că această energie vine și din mare parte se datorează suporterilor. Da, pentru că sunt momente într-un meci, poate când te sufoci, poate simți că nu mai poți, dar acești suporteri cumva nu te lasă, îți dau o energie incredibilă să continui. Să dai mai mult. Mai mult, exact. E ceva incredibil. Da, frumos.